pentru ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția primarului numărul 175 din 16 septembrie. Sunt prezenți 14 din cei 15 consilieri locali în funcție. Domnul Țaină lipsește, nu știu, nu m-am anunțat. Dacă știe cineva motivul. Are o problemă de sănătate. Așa. Îl rog pe domnul președinte să fie acum, ducem. Bună ziua, Sărbâni. L-ați fost convocat în ședința Consiliului Local cu un proiect al ordinei de zi cu procesul verbal. Prima dată a supus spre aprobarea dumneavoastră procesul verbal din ședința anterioară. Dacă l-ați studiat, dacă sunt discuții, dacă nu supun spre aprobarea dumneavoastră procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Deci avem un proiect al ordinii de zi cu un număr de 14 puncte. Trecem la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Unității Administrativ Teritoriale la orașul Tânăr Moldova. Inițiator, Baciu Gheorghe, primar oraș. Discuții. Putem? Da, și este și o suplimentarie, îmi cer scuze, un proiect de hotărâre privind inventariarea anuală a bunurilor aparținând domeniului public și privat și la punctul numărul 2 la diverse. Punctul numărul 2 este diverse, deci la suplimentare. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu cele 14 puncte. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Și la ordinea de zi pentru proiecte suplimentare, cele două puncte. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 1. Cer scuze de greșeală. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru Șchentuiu în șoana de urmă de urmă la Unității Administrative Teritoriale la orașul Tânăr Moldova. Discuții, vă rog. Nu se înscrie nimeni. Dacă nu se înscrie nimeni, nu se pun spre aprobarea dumneavoastră. Putem? Comisiile au dat avizul, nu? Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2021. Orașul Tânăr Moldova, inițiator, primar Baciu Gheorghe. Discuții. Domnule primar, vă rog mult să aveți amabilitatea de a ne spune, pentru că am înțeles că s-au făcut niște întrebări în capitolul în altul, și unde s-au dus, ce investiții se vor face cu banii pe care i-ați luat un capitol de la Cultură și a spus în altul. Mulțumesc. Pentru că n-a venit doamna contabilă să întrebe. S-au luat de la investiții 230.000 de ron din diferite puncte unde nu vom putea cheltui acești bani până la sfârșitul anului. Este trecut în raportul care stă în spate proiectului de hotărâre și banii au fost aduși la funcționare. Suntem într-o situație în care s-au mărit anumite costuri de servicii și, de asemenea, mai avem nevoie să mai achiziționăm niște vă dau un exemplu. Vom cumpăra niște brazi argintii, vom mai cumpăra niște favele. Aceste cheltuieli. Adică preferăm ca la final de an să nu ne înregistrăm cu un excedent pe capitolul investiții pe care nu-i putem cheltui și să-i cheltuim pe funcționari. De asemenea, am primit niște sume de la Guvernul României, în total aproape 300.000 de ron, care au fost și ei introduși în bugetul pe care dumneavoastră astăzi îl aveți la preaprobare. Respectiv, niciun obiectiv de investiții nu se taie de pe listă.
Și acei brazi argintii, pavelele, nu vă impresionați să le puneți. Încă nu știm sigur. Nici nu știm dacă o să cumpărăm neapărat asta. Da, înțeles. E doar... Am dat așa o perspectivă da. Acestor bani ca să nu aveți sentimentul că îi ducem pe apa sâmbetei. Nu, da, avem dreptul să întrebăm, tocmai de aia. Am apelat la amabilitatea dumneavoastră. Mulțumesc. Ce? Îți mai scrie cineva lucrând? Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 2 al proiectului de legi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării în adevăricărilor fiscalice care nu dispun de locuințe pe baza orașului să ne convăva și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă îmi permite să spun două cuvinte, pentru că au fost la Consiliul Profesoral foarte dezbătut această problemă. Noi am primit un singur dosar pentru naveta cadrelor didactice pentru anul trecut în luna martie. Respectiv toate celelalte dosare de anul acesta, la finalul lunii se face un dosar pentru naveta cadrelor didactice. Au fost primite la sfârșitul lunii a 7-a. În a 8-a ședința a fost puțin mai repede. Respectiv nu avem intenția să nu decontăm naveta cadrelor didactice, avem promisiunea de la doamna director că o să se miște mai repede documentele, pentru că dacă noi nu primim solicitarea în timp, nu putem să introducem pe ordinea de zi a lunii respective. Îmi pare rău, mă scuzați că n-am adus documentele, că am văzut că unele dosare despre care faceți dumneavoastră vorbire au fost depuse totuși la timp. Ce înseamnă la timp în extrem? Adică au fost depuse nu în luna a 7-a, cum a spus dumneavoastră, ci mai repede, în luna a 4-a, a 5-a. Da. Deci, doamna, oricum, doamna important este că se decontează și e un lucru foarte bun. Eu vă spun ce se întâmplă. Unele cadre didactice le depun la timp, altele întârzie. Noi avem o înțelegere că de luna aceasta, cel care întârzie nu mai primește. Ca să nu cumva să deranjăm pe cei corecți, pentru cei care întârzie documentele. Eu trebuie să devoalez asta, știu foarte bine ce s-a întâmplat acolo, da? Nu-i corect să stai 5 luni cu dosarele corecte, pentru că nu știu ce profesor nu a adus. Mai nu le-a adus, nu știu dacă s-a dat deja o notă internă, până pe data de 5 ale lunii următoare se prezintă documentele. Dacă nu, sănătate înseamnă că nu vrei să-ți decontezi naveta. Este foarte simplu și eu am timp, noi în primăria, școala în 5 zile, 10 zile de trimite și nu avem timp ca în aceeași lună să punem, să decontăm de... Nu avem interes, tot vom plăti banii aceștia. Nu există la primărie un interes în a amâna acestea și nicio motivație. Nu știu ce mare documentație de făcut, referatul de necesitate și celălalt. Da? Bă. Mai sunt discuții la punctul numărul 3? Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre la punctul numărul 3. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al orașului Sfânii Moldova în vederea obținerii licenței de dare în administrare pentru exploatarea apelor minerale, terapeutice din perimetrul Sfânii Moldova și de Plato. Avizul comisiilor, doamnă secretar? Favorabil. Vă rog să vă înscrieți la fel. Aici aș vrea să fac o precizare. Este vorba de nevoia ca până pe data de 30 septembrie să depunem documentația la ANRM pentru licența de explorare pentru izvorul numărul 3, care are și gaz mofetic. Ne-am obținut un acord în acest sens de la dumneavoastră, acum câteva luni în urmă, incluzând mai multe izvoare, acum vom veni pe rând. Luna aceasta este izvorul 3, sperăm ca până luna viitoare să se termine izvorul de apă sărată și mai avem câțiva pași de făcut, cel mai probabil izvorul 300 de scări, avem un punct de vedere de la Institutul Național de Recuperare Fizică și Balneologie, că nu este de interes terapeutic.
Vom analiza foarte atent acest lucru, pentru că oamenii vin și stau la coadă acolo și îl iau. O să vedem, dacă nu reușim, atunci o să îl amenajăm ca un izvor de apă obișnuit. Și pentru izvorul de la Ciunget avem punctul de vedere al specialiștilor că este apropiat ca și proprietăți fizico-chimice cu două izvoare de la Stănic Moldova. Respectiv, cel mai probabil nu o să facem explorare pe izvorul de la Ciunget. Dar pentru prioritatea maximă este izvorul numărul 3, care vine astăzi la aprobare și o să vină izvorul cu apă sărată la care ține foarte mult, pentru că noi nu avem o apă sărată certificată ăsta din Moldova și ar fi bine să facem acest lucru. Și apa aia sărată de unde va fi captată? Istorie. Apa sărată va fi captată de la locul unde curge acum, cu o captare specială, adusă și distribuită, că nu tot curge la părul. Adică vrem să o certificăm. Până la urmă, ăsta este scopul. Și aici, la acest punct, este și solicitarea de obținerea licenței de exploatare pentru cele nouă izvoare de apă minerală pentru care am terminat explorarea. Da? Vă rog. Vă rog să vă înscrieți la discuție la punctul numărul 4. Dacă nu sunt discuții, să pun spre aprobarea noastră proiectul de hotărâre de la punctul numărul 4 ordine de zi. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Stănic Moldova în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Stănic Moldova. Inițiator, Patru Gheorghe, primarul orașului. Trebuie să alegem. Eu am desemnat o persoană. De anul acesta, reprezentantul meu va fi domnul inginer Catan Dominic, având în vedere că are copii la școală. Și mai sunt două persoane membre din Consiliul Local. Faceți propuneri și... Vă rog să faceți propuneri pentru următoarele două... Poftiți-mi ceva. Aș dori să propun pentru a doua persoană, pe doamna... Nu, stați puțin, e diferit. Deci reprezentantul primarului este reprezentantul primarului și mai e nevoie de doi consilieri care să facă parte în CEA. Deci nu a doua persoană, este prima și mai trebuie încă una din Consiliul Local. A spus a doua persoană. Deci a doua persoană nu. Domnul este reprezentantul primarului. Faceți o propunere, domnul Ceva. Da, propunere, domnule, fără a treia a doua. Nu, domnule primar, îmi permiteți? Este luna trecută, domnule președinte, luna trecută a venit o modificare la metodologia cadru de funcționare a Consiliului de Administrație și doamna, fiind cadru didactic, nu mai poate să facă parte din Consiliul de Administrație. Da. De 15 septembrie a fost nouă lor. Da, uitați, doamna secretară îmi confirmă. Alte propuneri. Cineva. Vreau să propun de cineva care are și copii și cumva eu fac problematică. Domnul Ciobanu, am înțeles, a căzut, nu e nicio problemă. Eu îl propun pe domnul Catrințeașu Sergiu. Auziți, îmi cer scuze, nu e vina mea, asta este legea și nu putem încărca. Eu am venit să vă spun că era greșit. Asta spuneam și eu, domnul, asta tocmai asta spuneam. L-am propus pe domnul Catrințeașu Sergiu. Și mai trebuie, vă rog să mai faceți o propunere. Și eu am o propunere pe domnul Cioban. Domnul Cioban nu este deja. Eu sunt deja. Nu, dar trebuie supun spre aprobarea dumneavoastră cele două propuneri din partea consilierilor. Dacă nu mai sunt alte propuneri.
Deci trecem la vot nominal, da? Pentru domnul Catrințaș cu Sergi. Cine este de acord? Se abține cineva. Se abține cineva? Este cineva potrivă? Pentru domnul Ciobanu, cine este de acord? Se abține cineva? Este cineva potrivă? Mulțumesc. Am rezolvat punctul numărul 5. La punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Este vorba de domnul Ratoș, nu? În domnul Ilie, polițist. Îndeplinesc condițiile, Comisia de ANM ne-a dat avizul. Trebuie să le aprobăm, dacă sunteți de acord. Dar ei sunt în legalitate din punctul ăsta de vedere de prelungire. Avizul comisiilor? Colorat. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul numărul 6 de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre de modificare și completare hotărârii Consiliului Local al Orașului Sfânic Moldova numărul 97 din 20 iulie 2021 privind declararea unor bunuri ca fiind de interes public local și pentru introducerea lor în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Orașului Sfânic Moldova. Avizul comisiilor? Vă rog să vă înscrieți acum. Domnul președinte, puteți să ne spuneți un pic exact unde e terenul acesta, dacă nu... Terenul acesta a fost atestat la măsurătoare, suprafața de 165 de metri pătrați din 5.000 și ceva de metri pătrați, este diminuată. E o suprapunere undeva, strada Cimpu este obiectul meu. Și atunci este conform planului pe care dumneavoastră l-ați primit, este... O străduță, da. Da, e la, undeva la bază, la începutul străzii. Bun, noi când se intabulăm acest teren, ne ducem la OCPI. Când intabulăm, atunci avem aceste probleme, cum le aveți dumneavoastră, dar și le avem și noi. Și atunci a trebuit refăcută suprafața, pentru că fâșia aia n-am putut să o aducem la primărie, pentru că era deja cadastrată de cineva. Noi am cadastrat tot ce am găsit acolo. O fi o problemă. Nu ne afectează din punct de vedere urbanistic amenajarea albii râului și drumului. Respectiv, nu. Dacă nu avem suprafața exactă, OCP-ul nu ne dă aviz. Acolo, după cât știu eu, domnul primar, cineva spune care e acolo. Pe stradă? Pe stradă, pe porțiunea de teren. Acum, după câte știm noi, este ceva, actele spun altceva. Da, o să vină și acolo, să vedeți acolo. Dacă o să vină cineva și o să spună că Pârâu, Cimpu sau nu știu, jumătate din Pârâu, cum avem obiceiul noi, că vine unul și îmi spune că jumătate din drum a fost a bunicului lui. Chiar dacă ar fi așa, ar trebui să fie o mândrie să dai drumul la circulație pentru cetățeni. N-ar trebui să fie un abuz să blochezi tu drumul, că bunicul tău, nu știu, da? Nu este cazul să intrăm în detalii. Să știți că, în general, străzile alea, pe unde au intrat cei cu forajii, cu petrol, cu astea, sunt bătrâni care, cu adevărat, au acte pe terenul alea. Deci, altoarnește pe drum, să știți. Bun, noi ne întoarcem în secolul XIX sau mergem în secolul XXI? Păi nu, spus că... Bunicul trecea de două ori cu căruța pe săptămână la deal și la vale. Astăzi, fiecare curte are două mașini, trei mașini. Noi trebuie să vedem într-o perspectivă viitoare evoluția. Și vă spun că nu este așa de simplu de clarificat aceste lucruri din perspectiva normelor care apar. Dacă nu o să putem face două benzi, 7 metri stradă, nu o să putem niciodată amenaja drumul acela. Și o să avem de ales între
să-l lăsăm cum a fost la bunicul și vine lumea și critică, că n-ați făcut nimic, nu? Da? Sau să lăsăm fiecare câte puțin de la noi ca să ajungem acolo unde ne dorim cu toți. Da? Este... știți ce mă doare? În spate el are 3.000 de metri pătrați de teren. Dacă trebuie să dea 50 de metri, 100 de metri, ar trebui să fie o onoare pentru fiecare dintre noi. Și acum n-aș vrea să dau pe afară de laudă, dar eu vă invit să vizitați locul casei părinților mei. Să vedeți unde este gardul vechi și unde este gardul nou. Pentru că am vrut să fiu un exemplu de doar, nu facem nu știu ce de agricultură pe 100 de metri pătrați. Da. Dacă mai sunt discuții la punctul numărul 7, vă rog să-mi scrieți. Dacă nu supun spre aprobarea noastră, punctul numărul 7 din ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartamentei la domeniul privat al orașului Stănic Moldova, două loturi de teren situate în strada Ștefan cel Mare și strada Nemira. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Pe strada Ștefan cel Mare este terenul de la Transgaz. Acolo în curte la Transgaz am mai discutat această problemă, sunt niște diferențe de suprafețe și vrem să reglementăm o dată pentru totdeauna. Pentru asta, dumnealor au un lot concesionat acum 40-50 de ani, unul după 89 când și-au făcut clădirea și a mai rămas niște teren acolo. Al doilea lot este strada Nemira, este vorba despre Biserica Catolică. Conform modalității prin care s-au reglementat și terenul de la Biserica Ortodoxă, unde s-a testat și după aceea s-a donat terenul, pentru că nu sunt acte, ei stăpânesc aceste terenuri de mult timp, dar nu sunt documente. Și atunci este, acum cu uzul capionii, este mai greu de obținut. Dumnealor vor să-și pună în ordine și clădirea, și casa parohială, și toate celelalte. Și atunci, soluția cea mai rapidă este să atestăm acest teren ca fiind al nostru și în conformitate cu legea care ne dă voie să dăm aceste terenuri, la următoarea ședință, când o să fie gata documentele, voi veni la dumneavoastră și vă voi supune atenție să reglementăm această situație. După care o să-și facă autorizare pentru clădirea. Pentru clădirea. Adică scopul unic este să așezăm odată lucrurile, să nu mai avem probleme. Da? Mai sunt discuții la punctul ăsta? Că vă rog și la scrie, pe cuvânt. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 8. Cine este pentru? Se abține cineva? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului părinte Aglan situat în Stănic Moldova, strada Nemira, număr cadastral 62787, în 7 imobili. Dar s-a spus, nu avem material. E retras, nu am avut materiale. Nu am materiale. Nu? Cine a propus? Deci retragerea unui proiect de hotărâre. Vă rog să ne am primit materiale și mi-a spus de la urbanist că se retrage, că nu-i făcută documentația cadastrală. Da, da, eu am venit cu materialele pregătite aici, înseamnă că... Bun. Să deam nu, dar eu chiar dacă... Că notă informație. Chiar dacă trebuie retras proiectul de hotărâre, legea spune că îl retrage inițiator. Respectiv, dacă eu, Baciu Gheorghe, am pornit acest proiect de hotărâre, atunci eu trebuie să fiu primul informat de către secretarul general, de către urbanist, de către cineva, că se retrage, că nu sunt documente. Asta este observația mea și
Da, sunt de acord, retragem de pe ordinea de zi. O să-l punem data viitoare. Scopul grav acestui proiect este că vrem să scoatem la concesiune repede niște terenuri sus ca să putem funcționa pe sezonul de iarnă. Dacă unde s-a de la portier? Da. Sunt 7 terenuri. Da, am mai discutat. Dar eu am documentele de la domnul vizate de OCPI de la Telian Vodrom. Numai o să convoc o extraordinară și o să reglementez situația. Este o situație jenantă că noi între noi la primărie nu ne punem de acord, dar o să avem în vedere să îmbunătățim. Deci, punctul numărul 9 va fi pe viitoare ordine de zi. Trecem la punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și serviciu de aprobarea SC derogat grid de statul Bumurești în terenul aferent realizării lucrării de investiții extindere rețea gaze naturale peste redusă și branșament corp C1 beneficiat pușcașul Ionuț Claudiu, strada noastră de numărul 63, Sănii Moldova. Inițiator, Vaci Gheorghe, primarul orașului. Deci, omul vrea să tragă gaze. Ajutăm un cetățean să-și tragă gaze pe românești. Dacă sunt discuții, dacă nu, se pun și aprobarea dumneavoastră, punctul numărul 10. Cine este pentru? Se abține cineva și cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați în vederea realizării obiectivului investițional construire teren de sport multifuncțional și amenajare în centru școală în Universitatea Șaia, oraș Sănii Moldova, de tot inițiator, primarul orașului Baciu Gheorghe. Terenul de sport de la Cireșoaia a avut un proiect, a fost scos la licitație și s-a executat o parte din el, respectiv terenul și împrejmuirea. După care constructorul i s-a reziliat contractul în, acum 2 ani, în 2019. În 2020, având în vedere situația financiară și toate celelalte probleme, nu s-a putut continua. În 2021 ne propunem să s-a modificat puțin proiectul în sensul în care pe acest proiect este și tribuna și s-a mai atașat ceva și s-a actualizat prețul, pentru că prețurile din 17, numai din 2017 mai corespund cu prețurile din 2021. Respectiv, acum el apare pe lista de investiții, după ce dumneavoastră veți aproba, sper, acest proiect, o să scoatem la citație diferența de executat și sperăm ca foarte curând să se poată realiza acest proiect, pentru că e necesar acolo pista de alergare, asta de sărituri, groapa de sărituri și amenajarea peisagistică din partea de sus. Dacă sunt discuții la punctul numărul 11, vă rog să înscrieți la cuvânt. Dacă nu sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 11, de hotărâre la punctul numărul 11. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la punctul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, extindere și modernizare sistemului de alimentare cu apă, stații de tratare în orașul Slănii Moldova. Inițiator, primarul orașului, Baciu Gheorghe. La punctul 12 și 13 sunt două proiecte de hotărâre care vizează apă canal. Ne propunem să dăm o abordare pentru apă deja de studiu de fezabilitate, de proiect tehnic, să ducem apă acolo unde nu avem. Sunt câteva capete de struțe unde nu avem și să suplimentăm pe aducțiunea principală, pentru că avem niște probleme cu debitul atât pentru funcționare, dar mai ales pentru situații de urgență, pentru hidranții de pompieri.
și cel mai important să refacem sursa de apă, care este o nevoie importantă. Și l-am separat și la punctul 13 este canalizarea, pentru că pe canalizare avem nevoie să luăm prima dată o consultanță, având în vedere că nu știm încă dacă să scoatem la licitație canalizarea în varianta să ducem stația de epurare la capătul de jos al localității, dacă este posibil sau nu este posibil, sau să păstrăm și să îmbunătățim stația existentă și să facem o canalizare sau... Și pentru asta avem nevoie de o consultanță. Nu putem să scoatem la licitație ceva care la un moment dat nu se poate, nu s-ar putea realiza. Din această cauză apar la puncte diferite aceste două propuneri, urmând ca la momentul depunerii cererii de finanțare ele să fie două proiecte puse unul peste celălalt. Dar abordarea de proiect tehnic este splitată pe acest lucru. Da, în cazul în care el o să ne spună proiectantul, nu puteți să duceți stația de epurare, că nu este tehnic posibil, sau poate costul, orice e posibil, faci un foraj și te duci cu un canal, costul acestei soluții tehnice este prea mare, atunci abordarea va fi diferită. În orice caz, ne dorim foarte mult să facem ceva, să rezolvăm cu această canalizare, care este problema principală. Vedeți, acum pe Angel Salini s-au scos finanțări și spune că dacă nu ai apă canal pe strada respectivă, nu poți să pui asfalt, ceea ce este și normal și corect. Nu ne apucăm, spunem asfalt, după aceea să spargem. Și... Da. Costiză mai noi. Dacă stația de epurare va rămâne în situația când va rămâne aici, în locul unde este, ce se va întâmpla cu locuitorii care stau mai la vale de stația de epurare? Deci e vorba de canalizare, nu mă refer de apă, la canalizare. Păi locuitorii care stau mai la vale de stația de epurare vor avea o apă în norme conform legii. Stațiile moderne de epurare sunt chiar cu 6 trepte de epurare și noi am fost la cursuri. Dunărea, de când izvorăște și până se varsă, unii iau apa, o filtrează pentru băut și la capătul cealaltă îi dă drumul în Dunăre. Celălalt o ia Budapesta de la astea, de la Viena, o filtrează și o face apă de băut și iar o dă la, nu știu, la Bratislava, la cine, și tot, sau invers. Și tot așa sunt, astea sunt norme care se vor respecta. Și faptul că stația există, nu ne... în situația în care va rămâne acolo, pentru că nu ne dorim neapărat să rămână acolo, ea, fiind o stație existentă, nu este necesară respectarea distanței față de proprietarii de clădiri, de terenuri învecinați. Respectiv, eu cred că nici nu o să fie o problemă cu disconfortul dat de miros de altceva, pentru că astea moderne sunt chiar performante. În situația, în schimb, în care vom pune o stație de epurare nouă, va trebui să respectăm distanța minimă de conform legii. Respectiv, ultima casă din Cireșoaia ar trebui să o ducem la, nu știu, 200-300 de metri, cât spune legea. Vor veni consultanții și ne vor spune. Pentru că noi nu avem 300 de metri distanță de casă în altă parte, pe Valea Stănicului, unde să punem eventual o stație. Valea Stănicului este presărată de locuințe și e o particularitate care va fi analizată și de asta le-am și splitat. Ca să mergem repede cu apa, să rezolvăm sursa de apă și ce mai avem în Slănic, avem apă de schimbat toate străzile și Ștefan cel Mare și Bălcescu și chiar și străzile din stațiune. Canalizarea s-a făcut pe AFM, dar apa a rămas pe conductă veche, cu cămine vechi, cu vane vechi și trebuie să ne mișcăm cu aceste proiecte repede, dar la paralel. Dacă nu mai sunt discuții, spun spre aprobarea noastră.
Sunt numărul 12, numărul 12. Cine este pentru? Se abține cineva și cineva împotrivă. Punctul numărul 13, proiect de hotărâre pentru aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectului de investiții, reabilitare, extindere și modernizare sistemului de canalizare, stații de epurare, canalizare pluvială în oraș și în Molov. Vă explica domnul primar, anterior, la punctul 12 este valabil și punctul 13. Dacă sunt întrebări, vă rog să vă opresc. Dacă nu, supun spre aprobarea dumneavoastră, sunt în numărul 13 al proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Ionel Codrina, Ignat Antarnet și Ignat Popadorin împotriva hotărârii Consiliului Local al orașului Sănimorului numărul 58 din 28.04.2021 privind completarea nomenclatorului stradal al orașului Sănimorului aprobat în hotărârea Consiliului Local al orașului Sănimorului numărul 140 din 27.07.2020 inițiator primarul orașului Baciu Gheorghe. Domnul Ionel ne-a expus înainte de... Mai am de expus, dacă nu știu dacă văd. Deci, domnul consilier, vă rog să vă înscrieți la cuvânt vis-a-vis de punctul numărul 14. Aș vrea să fac o precizare suplimentară. În spatele acestor obiecții sunt și alte substraturi pe care n-aș vrea să le scot acum în evidență. În schimb, pentru că pe acel tronson de acces auto pietonal, legea spune că trebuie să avem un nume de stradă și un nomenclator stradal. Noi am propus și eu am propus și dumneavoastră s-a aprobat ca să se întâmple acest lucru, să îi ajutăm pe proprietarii de pe strada respectivă să-și poată valorifica terenurile și să-și facă construcții. Primul lucru în situația în care vrei să construiești ceva, îți trebuie o stradă și un număr la imobilul respectiv. La momentul acesta, contestarea și dacă s-ar întâmpla ca această contestație să fie acceptată, am defavorizat pe ceilalți proprietari de pe stradă, pentru că nu toți proprietarii au contestat. A contestat unul sau doi proprietari. Respectiv, acel drum nu este, scopul nostru nu este să-l preluăm ca proprietate, ca la primărie, proprietate publică sau privată la primărie. El va rămâne un drum privat așa cum este acum, dar are reglementată situația să-și poată construi. Și dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar veni altcineva să ne reclame că de ce nu poate să primească un număr de nomenclator stradal, o stradă și un număr pentru imobilul respectiv. Din această cauză, propunerea mea este să respingem contestația și să mergem mai departe, să vedem dacă contestatarul are sau nu dreptate. Eu vreau să-l conving și să, pentru că este prezent astăzi aici, să-i spun că sub nicio formă n-am avut în vedere, mai ales că sunt mai multe situații de genul acesta în Slănic, nu este singura situație, și dacă dumneavoastră vreodată se vor gândi să cedeze acest drum la primărie ca să facem iluminat, să-l asfaltăm, să facem trotuare, atunci o să se întâmple acest lucru. Dacă nu, cum își gospodăresc calea de acces, așa o vor avea. Nu este scopul nostru să, în schimb,
niciodată nu o să putem pune acolo o investiție publică. Pentru că nu este proprietate publică. Am făcut aceste precizări ca să preîntâmpin anumite nelămuriri care probabil domnul Ionel le are. Vă stau la dispoziție. Domnul președinte, eu propun și chiar eu vreau pe colegii de la PNL ca domnul Ionel să fie lăsat să-și prezinte problemele, că mă gândesc că ăsta a și fost motivul dânsului de a venit, a cerut să participe la ședința de Consiliul Local și să fim de acord ca domnul Ionel să-și prezinte toate problemele aici și să vedem cum putem soluționa cazul. Mai vreți să mai spuneți? Proprietarul în sală, e bine să să-l ascultăm. E bine să-l ascultăm, așa. Consider. Domnul Ionel, vă atrag atenția că regulamentul votat de Consiliul Local este de 3 minute în care vă puteți. Domnul președinte, vă rog frumos, dânsul nu este consilier local. Haideți să nu începem de pe acum. Dânsul a venit, a cerut să participe, să-și prezinte ceva. A vorbit înainte. Domnul președinte, vă rog frumos, nu începeți. Dânsul nu este consilier local și nu trebuie să dânsul să... Pentru ce nu-l lăsați să vorbească public? Cum să vorbească domnul președinte două minute? Dar este cetățeanul oraș Cristian Moldova. Domnule, hai te rog frumos, nu mai îmi plac prostii. Lăsați-l să-și exprime problema. Domnule, vă rog frumos, haideți să fim cum trebuie să fim așa. La ce ați, domnule Ionel, ați cerut să participați la ședință? Jesumesc, cum punctul de vedere? Domnule, lăsați-l să-și prezinte. Vă cedeți cererea? Am cererea aici. Doamna secretară, a cerut? Păi și atunci lăsați-l, domnule. Mi se pare corect și democrat. Domnul Ionel, a vorbit 15 minute. Când, domnul? Când? Domnule, a început ședința și asta, știi, mă, dacă a început ședința și a vorbit domnul Ionel Mircea în ședință. Dar vorbea singur sau vorbea cu noi? Cred că da. Dar nu el a început în ședință, am vorbit cu noi. Domnule, de ce nu a lăsat? Domnul președinte. Vreau să clarificăm un lucru. A vorbit, domnul, ați vorbit cu noi, domnule? N-a vorbit, domnule, nu a vorbit. Dar ați vorbit cu noi sau singur? Înainte a început ședința, a vorbit, m-am întrebat. Nu ați vorbit cu noi. M-a întrebat ceva. Câte minute vreți să vă acordăm? O să încerc să fiu foarte scurt. Vă rog. În primul rând am să încep cu mențiunea că domnul primar a spus mai înainte, poate rămâne și pe un privat. Mai înainte a făcut mențiunea, dacă s-a notat procesul verbal. Dânsul a spus că poate rămâne într-un privat. Ce am cerut eu în plângerea prealabilă? Să se anuleze poziția aia cum este declarat stat sau să rămână drum privat în chestiile plăței publice. Poate să rămână drum privat, dumneavoastră a spus. Dar asta le spun. Am să le citesc domnilor consilieri PNL, că am văzut că înțeleg foarte greu și nu știu dacă au citit materialul. Ordonanța 43/1997 a Ministerului Transporturilor, la articolul 3, prevede, din punct de vedere al destinației drumurilor, se împart în A. drumuri publice, B. drumuri de utilitate privată. Dacă vreți, vă citesc și tot, dar s-ar putea să dureze mai mult. Drumurile publice sunt obiective de utilitate publică destinate circulației rutiere în scopul satisfacerii cerințelor de transport ale economiei naționale, ale populației și de apărare a țării. Acestea sunt proprietate publică. Drumurile de utilitate privată destinate satisfacerii cerințelor proprii de transport rutier în activități economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale și altor asemenea de acces în incinte, ca și cele din interiorul incintelor acestora, precum și cele a organizărilor de șantier. Ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare. Din punct de vedere al circulației drumurilor, în aceeași ordonanță, drumurile se împart. A. Drumuri deschise circulației publice. B. Drumuri închise circulației publice. De asemenea, nu este îndeplinită nicio prevedere din articolul 863 din legea 287/2009. Dreptul de proprietate publică se dobândește prin achiziție publică efectuată în condițiile legii, nu este cazul. Prin expropriere pentru cauză de utilitate publică în condițiile legii, nu este cazul. Prin donație sau legat acceptat în condițiile legii, nu este cazul. Prin convenție cu titlu oneros, nu este cazul. Prin transferul unui bun din domeniul privat al statului, nu este cazul. Prin alte moduri stabilite de lege. Nu este cazul. Ne sunt încălcate de asemenea prevederile articolului 44 din Constituția României, care spune 1.
Drepturi de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică stabilită conform legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietatea publică a unor bunuri. Dumneavoastră v-ați exprimat mai întâi, domnul primar. Dacă nu se poate face o lățime de 6-7 metri, nu se poate asfalta, deci care este treaba la dumneavoastră? Se poate face 6-7 metri un drum? Vreau să îmi spuneți când terminați această pledoarie. Pentru că nu are legătură cu subiectul. E clar, e un teren pe care dumneavoastră l-aveți în proprietate sau sunt 2-3 proprietari. Nu contează, pot fi și 80 de proprietari. Am înțeles. Deci, dacă toți au participat, noi am participat fiecare, să spunem așa, 400 de metri la care am să ne ajungem. Domnul Ionel, lăsați-mă să vă răspund și după aceea, dacă mai aveți. Că nu vreau să mai spun. Nu ne dați lecții despre nomenclatorul stradal, uitând că în 1996, când legea nomenclatorului stradal a fost dată, până în 2004, dumneavoastră ați condus această primărie. M-aș fi bucurat să fie aprobat dumneavoastră nomenclatorul. În 2002 este făcut ultimul nomenclator stradal după legile de atunci. Haideți să vă spun, domnilor consilieri, că nu este cazul să intrăm într-o... Deci, păi există nomenclatorul stradal, toată pledoaria dumnealui nu are legătură cu obiectul nostru de decizie. Respectiv, strada, proprietatea acestei căi de acces rămâne cum a fost. Nu scrie nicăieri în documentele pe care dumneavoastră le-ați aprobat că noi avem vreo treabă cu proprietatea terenului. 2. Așa cum dumnealui vrea să anulăm o decizie, am putea fi acuzați de ceilalți coproprietari sau cu drept de servitute pentru acest teren privat, că i-am privat de dreptul de nomenclatură stradală. Respectiv, la momentul acesta, toată pledoaria domnului, că nu respectăm Constituția și celelalte, nu au obiectul discuției de astăzi. Dacă vreodată eu voi veni în fața dumneavoastră, voi spune să expropiem o stradă sau ce, atunci discutăm despre acest lucru. Dar de unde știți ce va face celălalt care vine? Nu, dar de unde știți dumneavoastră sunteți 3 contestatari. Ignat. Dar acolo mai sunt încă 5 proprietari. Nu. Vedeți cum cunoaște situația. Noi suntem 3. Într-o parte există o singură persoană care a depus plângere, dar nu știu de ce n-a spus-o, Cleva, respectiv Cleva, și într-o parte e Dedeva, care are intrare 10 metri, dar niciunul din consilieri nu a fost curios să vadă ce se întâmplă acolo, care e situația la fața locului. N-a fost niciun consilier, nu e interesant. Ați fost consilier? Poate merge cineva să-mi verifice mie proprietatea, fără să mă anunțe? Dar sunt mai mulți proprietari acolo. Deci, în actele noastre avem niște documente pe baza acelor documente. Dacă mâine, domnul Ionel, se schimbă situația juridică a acelui teren, că aparține la o singură persoană sau altceva, poate cineva cumpără toate proprietățile alea, le unește și la capătul lor o să fie strada Nicolae Bălcescu. Ajungem într-o altă formă de abordare. Astăzi, vă spun, domnilor consilieri, că am nedreptățit pe ceilalți proprietari de terenuri să-și construiască un imobil. Nu să dreptății pe nimeni pentru că au acces. Nu, lăsați-mă să acces, fiecare. Aici nu facem dialog. Dumneavoastră v-ați prezentat punctul de vedere. Ce vreți acum să facem? Păi nu, dar influențați consilierii. Cum și eu vreau să-i întreb pe fiecare în parte dacă li s-ar lua o bucățică din terenul lui sau prin curtea lui. Dar unde scrie domnul Ionel acest lucru? Că v-am luat terenul. Unde scrie? Urmează, domnule, pentru că să știți, când dacă nu cunoașteți legea inventarierii domeniului public, vă rog să o citiți, să o studiați. Legea inventarierii domeniului legea. Public, care domnule, vedeți că spune, se vor prinde în domeniul public, pare rău. Al UAT-ului, toate străzi. Trebuie să înțelegeți că până la inventariere, terenul are 2 etape. Prima este atestarea unui teren pe care tocmai unul dintre ele l-am atestat mai înainte. A doua
etapă este cadastrarea acelui teren și în niciun caz nu să putem îndeplini aceste două etape. Pentru că prima de atestare n-avem cum pentru că este privat, a doua de cadastrare nici atâta pentru că se suprapune peste cadastrul dumneavoastră. Ci... Păi dacă recunoașteți de privat, de ce vreau de drum privat? Da, domnul Ionel, deci este drum privat deschis circulației celor 8 proprietari care ce au drept... Care asta ce nu știam ce vreau eu. Păi drum nu, privat, în asta am cerut să nu mai aibă strada, să nu mai aibă această cale de acces, să revocăm hotărârea de Consiliul Local prin care i-am acordat stradă și numă. Domnul, nici măcar regula dialogului vă că nu reușiți să o respectați. Totuși ar trebui să fim respectuți, da? Și puneți-vă masca pentru că suntem în spațiu public. Da. Dacă mai sunt discuții... În sfârșit, domnul consilier votat. Apreciez foarte mult că ați făcut o precizare importantă, că pricepem greu. Cei de la PNL. Domnul președinte, domnul Mocanu, dacă primăria dorește, bine, a fost prinsă nomenclatorul stradal, vorbim de un teren care este proprietate, că e personală, că e comună, de ce nu a mers pe alte forme, care le-a prezentat domnul Ionel, expropriere, mă rog, în orice formă legală există, ca să obțină acel drum de acces? Hotărâm tronc, punem un nume pe, pe un teren privat. Primăria nu are un interes să-l facă drum public, respectiv. Dar poate să-l facă. Păi dacă vreodată ar avea un interes, ar veni în fața Consiliului Local pentru expropiere. Pentru că el are o proprietate acum. Nu poți să iei proprietatea omului, tocmai că dumnealui a invocat Constituția și noi o respectăm. În sensul acesta, aș vrea să nu divagăm discuția către ce o să se întâmple peste un an, peste doi ani. Este posibil ca pe strada Bradului să trebuiască să lărgim strada și atunci avem un argument să lărgim, să expropiem un metru sau o jumătate de metru, dar la momentul acesta nici măcar cea mai mică intenție nu avem. Din cauza unor conflicte pe străduța asta acolo, că nu-i dă voie să intre pe terenul lui, dumnealui trăiește cu impresia că noi avem o idee ascunsă, o ceva diabolic. Nu ne interesează oamenii buni terenul acela. Nu vreau. Dacă dumnealor vreodată, în schimb, o să spună, repet, domnilor consilieri, vreau să luați acest teren, să-l întrețineți, să-i iluminați, este treaba dumnealui. Până atunci, nu avem o intenție să atingem cumva să știrbim dreptul de proprietate privată a coproprietarilor acelui teren. Pentru că acolo nu este vorba de proprietatea lui Ionel Mircea. Dacă mâine unul din ei vinde, chiar și dumnealor, nu mai este familia Ignat, este altcineva. Și lucrurile evoluează în timp. Noi nu putem să gândim că astăzi dăm, cum ni s-a recomandat în comisie, ABCDEFGHIJ, nu știu ce numere dăm, da? Este împotriva unei viziuni de dezvoltare a localității. Când intrăm pe stradă, avem 3 proprietari pe străduța asta și la data mai avem încă 6 proprietari. Respectiv, strada stadionului, pentru că acolo a fost stadion și poate că ar fi fost bine să rămână în stadion, dar asta este o altă problemă. Tot din cauza consiliului o chestie de nată. Era să gândea aia Gigi Dascălu și mai mult ca da, posibil să fi fost Gigi Dascălu și la PSD, eu nu știu, dar asta este o altă. Bun, eu cred că v-am răspuns la întrebări, nu-i cazul să lungim... Am un singur comentariu. Dumneavoastră a spus că nu aveți niciun interes de vină din public. Păi atunci, dacă nu aveți interes de vină public, de ce nu mi-l lăsați drum privat? A spus, prevedeți-l acolo, strada stadionului, drum privat. Strada stadionului, drum privat. Dumneavoastră... Clasificarea nomenclator nu spune că trebuie să scrii... Domnul Ionel, sunteți un om umblat. Peste tot unde te duci în dezvoltările imobiliare noi, treci de o barieră și mai mergi 500 de metri la proprietăți, la blocuri, la scări.
Alea au stradă. Eu când dau pe GPS să mă duc la Mazarine, vă dau un exemplu, la București, trec o barieră și mă mai și-ți dă scara și numărul și strada aia. Dacă nu e dumneavoastră, vă dați singur cu stângul în dreptul, ca să folosesc o expresie. Dacă dumneavoastră, ipotetic vorbind, noi astăzi am fi de acord să nu mai aveți stradă și număr. Nu o să puteți construi ceva acolo vreodată. O să veniți dumneavoastră să vă rugați să vă dăm stradă și număr ca să puteți construi ceva. Ce e așa greu de înțeles? Și pare rău că este din partea unei persoane care a lucrat. Păi tocmai pentru că știu ce urmează. Știu ce urmează. În da, urmează... Haideți să finalizăm. Alegerile din 2024. Dacă permiteți. Eu aș spune să nu ne grăbim. Adică nu, eu vorbesc doar în privința mea. Sunt de acord și am votat ca și colegii mei nomenclatorul stradal, prin care am înțeles că denumim toate arterele, căile de comunicații după noile prevederi legale. Dar aici, ascultând punctul de vedere al domnului Ionel, mă opresc la imixtiunea în proprietatea privată. Nu văd care este interesul primăriei ca să forțăm care o să, da? Care ar fi pe viitor. Da, pe viitor. Dar în momentul acesta nu este nicio imixtiune în proprietatea privată. Eu o să vă rog să, numai puțin, să poate vă întreb. N-aș vrea să ne ducem în panda către proprietate privată, să rămânem pe decizia de hotărâre de Consiliu Local pe care dumnealui a contestat-o privind aprobarea nomenclatorului strada. Dacă vreo literă, vreun cuvânt acolo are legătură cu proprietatea dumnealor privată, atunci avem subiectul discuției. Pentru că nu are nicio legătură nomenclatorul strada cu proprietatea. Vă dau un exemplu. I-am dat strada Bolovanu la drumul lui Mazarine. Care-i problemul lui OMV pe drum? Da? Aici, i-am dat strada Păltiniș, strada Păltiniș și strada Măgurii și strada... Erau de circulație. Domnule, sunt străzi private. Erau de circulație la momentul publică. Acesta. Păi și private, și private. Ele sunt private. Publică. De ce confuzăm lumea? N-are nicio legătură. El are o stradă și noi ne chinuim acum să luăm niște drumuri de la OMV Petrom fără să invocăm că are număr de stradă. Nici n-am trecut. Străzile private pot fi publice și închide. Strada aceea oricând poate fi blocată de către coproprietari. Unde vor ei? Problema lor. Unde vor ei? Mai încoace, mai încolo, mai încolo? Sau dacă eu mă duc pe strada aia și dumnealui mă prinde, spune ce cauți pe strada mea privat. E dreptul lui. Ce legătură are asta cu nomenclatorul stradal? Nu amestecăm lucrurile. Pentru că în forma asta, dar dacă dorim să facem o imixtiune în proprietatea privată și legea ne permite, o facem, numai că nu este obiectul nostru. Nu cred vreodată, nu știu, poate că strada aceea va fi de interes pentru primăria să nu mă Este noi mai avem vreo solicitare din partea altor coproprietari că nu au adresă sau nu, consilier. Noi avem obligația. Am înțeles. M-ați obligația, înțeles? Dar nu forțez. Și pentru obligația asta am și plătit bani, să știți. Că RENS-ul, dacă nu-l găsiți în RENS pe domnul Ionel, nu-l găsiți acolo? Este un călcat? Nu, este o problemă noastră. Păi nu, atunci o să-i arătăm hotărârea de Consiliu Local. Nu, eu la momentul acesta vreau să preîntâmpin reclamațiile celorlalți copii. Nu va veni nicio reclamație. Domnul, mai puțin. Eu vreau să vă dau răspunsul. Nu știți să ce o să duceți în eroare consilierii, pentru că nu mai știți ce înseamnă stradă. Strada cuprinde. Indiferent cum se cheamă, că se cheamă uliță, că se cheamă alei, că se cheamă splai, că se cheamă... Eu vă întreb pe dumneavoastră, de circulație publică. Dacă asta înseamnă stradă. Tot ce de circulație publică. În momentul când mie mi-a lăsat stradă, circulă cine vrea pe viitor, acolo. Eu nu mai am voie să lucrez și caut terenul meu. Toți cetățenii să facă var, să vă simțiți cumva... Dacă de pe stradă nu mai poți să-mi chestia. Nu mai poți să-mi chestia. Domnul Ionel, v-ați spus punctul de vedere, vă mulțumesc.
Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre de la punctul numărul 14 prin respingerea plângerii formulate de Ionel Codrina, Ignat Antagnesa și Ignat Popadori. Vă rog să vă exprimați punctul de vedere vis-a-vis prin vot. Cine este pentru respingere? La acest punct supun o propunere de amânare a votului pentru mai multe informații. Ne s-a prezentat informațiile domnului Ionel, o să mai avem și dată de 5 să... Acum se pare clar. Majoritatea colegilor nu sunt decisi și nu știe cum să dea votul. Și... Nu-i clară nici unde începe strada, nu se să ne cântim mijlocul dintre. Haideți ca să închidem. Supun spre aprobarea dumneavoastră amânarea decizii privind punctul numărul 14 pentru următoare și dacă inițiatorul, inițiatorul sunt eu. Nu trebuie să fii de acord, domnule. Da, dar eu am termen 30 de zile și o atac sau nu în instanță. Bun. Am termen 30 de zile și o atac sau nu în instanță. Domnule, dar vreau să vă strânge un consiliu local să iau decizie într-un termen. Nu constrâng, nu constrâng, eu nu am informat. Bun, cereți la instanță, luați datele de la noi și cereți o amânare a termenului. În cazul ăsta îmi trebuie o adresă. Nu știu ce vă trebuie. Nu știu ce vă trebuie, dar nu puteți să... O adresă prin care s-a amânat hotărârea. Să nu spun în instanța după aceea că am depășit termenul. Dar nu se face proces verbal așa. Și dacă am depășit termenul, care este? Păi nu am voie să atac în instanță. Domnul... Legea contenciosului administrativ prevede niște termeni. Așa. Dumneavoastră ne-a spus nouă această notificare și noi vă răspundem... Haideți, vă supunem la vot. Nu trece, nu trece. Care e problemă? Decizii pentru mine. Dacă mi se aprobă propunerea mea, rămâne așa. Deci, supun spre aprobarea dumneavoastră amânarea punctului numărul 14 pentru următoarea ședință ordinară de Consiliul Local. Ordinară? Sau extraordinară? Sau extraordinară. Următoarea ședință? Într-o următoarea ședință. O să avem una până la sfârșitul lunii, cel mai probabil că... Cine este pentru amânare? Dacă nu... nu... La cine este pentru amânarea votului? Asta, mă rog, supuneți la asta la vot, nu... Vreți să votăm solicitarea domnului sau... Deci este nu. Votarea punctului sau propunerea mea? Trebuie supusă la vot și propunerea mea. Păi hai! Păi nu mă vreau cu solicitări. De ce se propunerea? Amânăm sau nu? Mă ascultați, domnul Catrin Țarașu a propus amânare. Este consilier local. Trebuie să supun la vot propunerea dumneavoastră. Dacă nu trecem și votăm punctul numărul 14 și gata. Cine este pentru amânarea amânarea hotărârii pe proiectul numărul 14 pentru prima ședință a Consiliului Local? Ordinară sau extraordinară? Cine este pentru? 6 persoane. Și acolo 7. S-abține. Doamna secretar, aveți 6 persoane, uitați în față așa. De domnul ăsta cine-i doamne? Bine, îmi cer scuze, gata, domnule președinte, îmi cer scuze. Dar am votat și eu, domnule. Foarte bine, bine, am fost atât, îmi cer scuze. L-a lăsat să nu mereu, are cine. Haideți în față, cine este pentru amânare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu am luat. Ați înțeles că treaba nu e în regulă și... Deci oricum, domnule, mai puțin ca să clarificăm lucrurile. Eu înțeleg că dumneavoastră... Eu înțeleg că este o... Și ne abținem la acest punct, că nu putem să ieșim în față. Eu propun așa, ca... Nu eu propun amânarea. Dacă dumneavoastră considerați că toată
pledoaria asta, care nu are nicio legătură cu hotărârea noastră de Consiliul Local pentru Rez. Încă o dată, nu are nicio legătură. Are vreo nelămurire ceva, nu este obligație să... Eu am propus proiectul acesta de hotărâre ca să vin în întâmpinarea dumneavoastră în instanță, da? Dacă îmi permiteți. Asta era, am vrut să-mi continui ideea când... Așa. Nu am nimic și împotrivă sau am votat, de fapt, nu că aș avea acum ceva împotrivă, cu nomenclatorul și cu aia. Trebuie să înțeleagă domnule, orice teren, cale de acces, aia trebuie așa. Să aibă, nu mai intrăm în aceste detalii. Dar, de aici încolo, că va urma introducerea terenului sau căi de acces sau drumului în inventarul public, în domeniul privat, aia e altceva. Nu putem să facem asta. Mâine, dacă ne-am dorit și mai mult de asta, ca să expropiem, ne trebuie două treimi plus un vot pentru proprietatea unui teren, dacă ar fi să luăm la primărie, da? Pentru că bulverseala asta cu evaluarea patrimoniului, nu are nicio legătură. Eu nu am ce să evaluez. Este proprietate privată, e proprietate privată. Când o să vin la dumneavoastră, sunteți 15 consilieri, ca să obținem, să luăm o fâșie de teren de la cineva, să le expropiem, că nu îl putem lua abuziv, atunci o să vin la dumneavoastră și o să vă spun, domnilor, ne trebuie acest teren. Atunci, două treimi plus un vot... Două treimi, nu mai e dialectat. Nu știți dumneavoastră, codul administrativ prevede două treimi plus un majoritatea vot. Majoritatea calificată constituie, este constituită de două treimi... Spuneți-i, doamna, de numărul... S-a modificat legea 215, acum este codul administrativ și trebuie... Păi codul administrativ, din codul administrativ, vă citeți, vă dau și articolul administrativ. Nu, mulțumim. Două, trei. Domnul... Să citeți. Bun. Despre asta vorbim acum, da? Se întâmplă cu speța lui domnul Ionel. Dacă îmi permiteți. Deci primăm de colo-colo. Domnul Ionel este proprietar pe un teren și primăria trebuie să consulte cu toți proprietarii dacă vroia să ia... Să... acest drum să treacă în nomenclatorul stradar cu o denumire, că drum privat, că drum. Mie mi se pare că folosiți această situație. Nu folosim nimic. Dumneavoastră puneți votul nostru într-o speță. Că primăria ar fi făcut un abuz, nu? Dar nu cumva credeți... La forma care se prezintă e o consideră abuz. Că legiuitorul, dacă ar fi avut vreo legătură cu perturbarea proprietății, ar fi spus el, fără acordul proprietarului de teren, n-ai voie să dai firadă și număr. Dar ea că nu a spus legiuitorul așa. Legiuitorul a spus că fiecare cale de acces auto și pietonală trebuie să aibă, uitați, o să dăm și în parc. Fiecare aia nu știu care, da? Deschis circulația vehiculor și pietonilor. Asta înseamnă... Parcă chestie de interpretare. Dumneavoastră, cum doriți să se numească drumul respectiv? Drum privat închis circulației publice. În schimb, nu înțeleg, nu știi că acel drum închis, privat închis circulației publice are acces. Salvarea, pompierii, servicii, deci există gaz, variantă. Păi, electricitate, canalizare... Nomenclatorul nu reglementează. Asta scrie în punctul de la proiectul de hotărâre. Dacă nu reglementează nomenclatorul, reglementăm noi. Deci, în față, domnilor, cine are acces pe drumul? Deci, înțeleg, domnul Ionel, că dacă noi spunem strada stadionului și trebuie să spunem drum privat, sunteți de acord, nu? Da, dar cine dorește să face dumneavoastră asta? Cine îl oprește pe dumnealui să spună accesul interzis proprietății privată? Chiar dacă e deschis. Trebuie prevăzut în lege, pentru că orice drum și asta, prin hotărâre din Consiliu, puteți scrie asta. Păi. Strada stadionului, drum privat, închis circulație publice. Vă spun ce se întâmplă acolo. Au venit niște copii, dacă eu dau drumul la oricine, au aruncat cu ouă pe casă. Așa. Păi eu am nevoie să-mi circule gos să-ți place acolo și arunce cu ouă pe casele vecinilor? Domnule, și la bogătorie. Dacă n-au voie, intră copiii acum. Dar nu e asta. Dar cine vă oprește să puneți poartă? Primăria? Dar sunt porți, domnule. Dar noi mai lăsăm și deschise pe alea. Mai circu, intru, el nu închid ca pe ușă. Și noi trebuie să păzim copiii să nu arunce cu ouă. Și copiii mai vin și din altă parte. Este clar că acolo trebuie o cale de acces, fiind în proprietate. Comună. Drum privat este circulație publice. Bun. Pentru că dacă noi lăsăm circulație publice, prin curtea mea... De două ori a fost la dezbatere publică acest proiect. Dacă cineva dorește să vină cu
o propunere, și noi doamne la dezbatere publică și spune că nu avem un scop în sine. Dacă așa că e greu să găsesc, atât de greu să găsesc pe ei. Era, era greu de identificat. Atât de greu mai chinuit. Nu, toate planșele au fost urcate pe internet, toate planșele, da? Planșele și dușe și încă de două ori. N-am reușit să găsesc totul la urmă, că și încă de două ori. Până mâine nu găsim soluția. Păi, dar care este soluția? Mai spuneți o dată la vot, pentru că a fost în jumătate și jumătate. Deci votăm că ceea ce ați votat acum 3 luni, acum 7 luni de zile, rămâne așa. Dacă astăzi votăm altceva, asta înseamnă că refacem hotărârea de Consiliul Local și stricăm toate, tot parcursul pe care noi l-am făcut o serioară. Nu se strică tot, că am zis pentru cauza aia. Nu, dar strică pentru cauza aia că nu putem să facem modificări. Dacă cereați în timpul dezbaterii publice, dacă cereați în timpul, dacă veneați la un amendament la hotărârea de Consiliul Local, atunci era altceva. Dumneavoastră acum contestați o hotărâre de Consiliul Local, care este, în termenul care mi-l dă legea. Care este dreptul dumneavoastră, dar dumnealor, dacă votează împotriva deciziei pe care o votat-o acum câteva luni de zile, nu cumva ne cereți să... Nu e împotriva deciziei. Dar împotriva eu am cerut modificarea în parte. Acele o să obținem se face. Se face. O să obținem o distanță. Fac un apoi de care se modifică în sens. Dar nu scrie drum public, dar nu-i cazul să discutăm asta. Sunt niște... E o pierdere de timp din punctul meu de vedere și ne învârtim în jurul unei probleme care nu există. Dar de ce nu acceptați atunci că e drum privat? Dacă tot spuneți că nu are interes să-l treceți cu urți, să-l bagi. De ce trebuie să accepte dacă el este privat? Poftim? Poate domnul Dorești să... Numească strada drum privat. A, strada drum privat. Vreți să se cheme în loc de stat. Poate vor să asfalteze cu marmură. Dar să specificați că e drum privat. Dacă doriți așa... Dacă pe dumneavoastră, dacă vreți, domnul consilier, vă întreb ce ați făcut cu drumul de la Sonda, care o aveți în curte. Știți, acum e drumul ăla? Acum e terenul, de fapt. Dar nu știu dacă e... Păi dacă dumneavoastră ați venit cu o problemă a dumneavoastră. De ce ați scos Petromul de acolo din... Am dat Petromul afară de la mine din curte. V-a dat pe drumul afară din curte? Nu, l-am dat noi. Știți că am activ terenul ăla? Noi am vândut taică tu acolo. Okay. Și drumul nu l-am vândut. Domnul Ionel, vă rog, deci sabotat de chem. Domnul președinte, vă rog, s-o amânarea și mai ieșiți. Mai votăm ce? Revin asupra... A fost egal-egal, dacă a fost egal-egal, nu este vot. La masa verde. N-a trecut. La masa? N-a trecut. Îl rugăm pe gata să... E clar, de ce să repetați-o? Nu a trecut. Puneți domnul președinte. Păi n-a trecut. Nu a trecut nici pentru. Propunerea domnului Catrin Țașu. N-a trecut propunerea domnului Catrin Țașu. Supuneți la vot, domnul președinte. Supunem la hotărârea, nu propunerea. Așa. Păi supun la vot respingerea plângerii formulate de Ionel Cotrina, Ignat Anca Agneza și Ignat Popadoreț. Bun. Votați. Cine este pentru respingere, cine este pentru... Deci, pentru respingere. Ce am dat? Hai, votați. Deci, pentru respingere, cine este? Eu am putut propunere... Deci, dar dacă propunerea n-a trecut, acum votăm. Bun. Păi, vă rog, nu vă luați voturile. Votați pentru respingere, nu vă luați voturile. Pentru respingerea domnului, propunerea domnului. Hai, patru voturi, votați. Propun. Cine se abține? Cine se abține? Cine este împotrivă? Abținere. Clarificați problema. Deci dumneavoastră vreți aprobarea plângerii... Modificarea. Aprobarea plângerii clara. Da, aprobarea plângerii. Admiterea plângerii clara. Da, exact. Deci câte voturi sunt pentru? 4. Pentru respingere. Pentru respingere. Nu pentru respingere. Bine.
Deci a rămas la lacrimă plângere. Deci sunteți pentru admiterea plângerii prelabile, votați acum că eu... Păi da, s-a votat, s-a votat, s-a votat, s-a votat, s-a votat, patru contra. Păi asta, doamna secretară, s-a votat, doamna secretară, de câte ori ați votat? Pentru admitere n-a fost, nu-i clar. Doamna secretară, de câte ori ați supus la vot problema asta? Haideți, spuneți dumneavoastră acum, sunteți secretară. De câte ori ați încerc? Pentru că ați spus la vot de seara la 9, domnule, au fost patru voturi, domnul președinte. Au fost patru voturi. Spuneți-i, doamne secretar, cum au fost patru voturi și restul s-au abținut. Bun. Și restul s-au abținut. Au fost împotrivă. Nu pentru... Da. Da. Pentru restul. Pentru respingerea proiectului. Da. Au fost patru voturi. Ce propune? Să fie admisă plângerea sau... Da, păi e admisă plângerea. E admisă plângerea, clar. E admisă plângerea. Și domnul merge mai departe, nu o respingem. Nu, mai departe, nu mai merg în instanță, domnule. Dacă era admis hotărârea, eu mergeam în instanță. Fiind respinsă hotărârea, înseamnă că rămâne valabilă plângerea mea. Și va face un proiect de hotărâre care este modificat. Modificare la... Deci, ce este proiectul de hotărâre? Plângerea valabilă poate fi admisă sau respinsă? Și s-a admis. Și înseamnă ce este admisă. Da, da, votați că este admisă. Ceea, să fie clar, să nu spună nimeni că nu că ne-am abținut. Deci sunteți pentru admiterea plângerii prealabile. Cei care, care au fost împotriva respingerii. Votăm de câte ori, doamnă? O dată așa, o dată așa, nu mai înțeleg. Bun, ai formulați, formulați în două puncte ca să știm ce votăm, dacă nu mai trebuie. Dar e foarte clar, doamnă. S-a votat, da, da, da. S-a votat patru împotrivă, ceilalți care sunt. Deci a fost admisă. Exact. Deci așa e, dar sunteți pentru admiterea plângerii. Da, plângerea domnului Ionel. S-a fost admiterea plângerii. Pentru că n-ați spus că vrem admitere, ați spus că suntem încă ne-a păi întrebarea a fost da. Cine votează pentru respingerea. Și eu asta am întrebat. Înseamnă că votați admiterea plângerii? Da. Păi dar nu e clar că dacă ne-am abținut împotrivă, se admite. Împotrivă la fel. Nu se înțelege. La suplimentare avem la primul punct proiect de hotărâre privind inventarierea anuală a bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Sfânic Moldova. S-a dat decizii, sunt comisii pe toate obiectivele, mijloace fixe și așa mai departe. Nu, se va da, se stabilește perioada. Urmează să dau discursul de stabilirea după hotărârea Consiliului Local. Dacă sunt discuții la punctul ăsta. Supun preaprobarea dumneavoastră proiectului de hotărâre de la punctul numărul 1 suplimentar privind inventarierea anuală a bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Sfânic Moldova. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Și mai avem punctul divers. Avem legeți, dar avem cu cine discuta. N-am fost pregătiți. Credeam că nu o să mai apară abonă de lese? Da, da, da. Ce-a luat în primar la începutul ședinței, că o să avem diverse. Cu mare amabilitate am acceptat. S-a acceptat. Mulțumesc domnilor consilieri pentru vot, pentru că m-au sprijinit. Fii sănătos. Pe misiunea dumneavoastră îmi fac și public votul, dumneavoastră la acest proiect de hotărâre. Tot cu permisiunea dumneavoastră am să spun și despre consilierii care au votat pentru proiect de respingere. Doamna Solos, i-a votat. Domnul Iureș. Se precizează. Trebuie a depus jurământul, dar cred că nici nu știi ce a depus. Domnul Ionel, este clar că acolo trebuie să fie o cale de acces, un drum, cum vreți să-l numiți. Lăsați-o pe Andreea. Am înțeles. Ce ați spus acolo? Am înțeles. Folosul cetățean. Folosul cetățean. Dacă ați vrut să găsiți calea aia, nu știu, legale cum e, ca să aveți drumul ăla de acces așa cum vi-l doriți. Și puteți să-l întrețineți, să-l modernizați, să-l frecați ce vreți. Dar știți care-i treaba în momentul când se declară stradă, noi nu mai putem să-i facem nimic. Pentru că suntem amendat...